Vineri s-a dat startul sărbătorilor dedicate Crăciunului la Roman. Piața Roman Vod a fost luată cu asalt de elevii școlilor din oraș, care s-au costumat și au reprezentat cum au știut ei mai bine școala de unde provin, la carnavalul de Crăciun. Gazda spectacolului a fost nimeni alta decât Moș Crăciun, care a venit cu trăsura. Repede, pe scenă, școala Vasile Alexandrii. Gălăgie la Alexandria, aici nu se aude nimic. Urcă pe scenă, garul întâi, hai, sus, repede, gălăgie și la voi, ia să auzim. Pregătește Roman Vodă! Urși, capre, mascați, țărâncuțe, mirese sau vânători, cam acestea au fost personajele prezente pe scena amplasată special de Primăria Roman. Cel mai dulce colegiu, Colegiul Tehnic Danubiana. Atmosfera s-a încins de sunetul tobelor și al clopoțeilor, astfel că petrecerea a continuat până înspre seară, în ciuda gerului instalat pe străzile Romanului.